Criminalul evadat din penitenciarul Poarta Alba a fost prins. Deținutul îi spășa o pedeapsă pentru uciderea unui copil, iar peste câteva luni situația lui urma să fie discutată în vederea eliberării condiționate. Bărbatul a fost prins de polițiști în județul Vrancea în timp ce conducea un autoturism și a fost încătușat și dus înapoi la penitenciarul Poarta Albă. Deținutul făcea parte dintr-un grup de 13 pușcăriași care făceau munci necalificate sub supraveghere. El a fost condamnat la închisoare după ce a ucis un copil de 9 ani pentru a se răzbuna pe concubina sa. Individul l-a convins pe copilul concubinei să meargă la scăldat, iar la un moment dat l-a prins din spate și l-a ținut cu capul sub apă până a murit. Acum, la condamnarea inițială pentru crimă, se va adăuga și pedepsa pentru evadare.